Această femeie, mamă solitară a doi copii, spune că vine zilnic din Grătești odată cu răsăritul soarelui. Mărturisește că vânzarea nucilor îi mai scade puțin din povara sărăciei. Așa e la Cineu, la piață, aici, unde chic, acolo ne duce și vindem, facem bani, creștem doi copii dacă n-avem de unde. Femeia se plânge că nucile nu prea se vând, iar pe zi poate să facă vreo 200 de lei. 20, 25, 15, dacă nu merge cu 15, al dăm. Și cât faceți într-o zi? Vineri am făcut 200 de lei, că mi-a mai rămas o leacă, dar nu omăr. Vânzătorii spun că banii câștigați le ajung doar pentru strictul necesar. Sigur că e sărășie, banii nu se ajung de mâncare, la copii le trebuie una, ba alta, o leacă, un... mă rog, mai plătești lunina, mai... nu îți ajunge. Puțin. Și copiii își ajută părinții cum pot, în timp ce tatăl este la serviciu, iar mama stă cu cei mici acasă, acest băiat câștigă pentru a se pregăti de școală. Câți bani faci pe zi? 100. Și pentru ce-i cheltui? Pentru îmbrăcăminte de școală. Ca băiatul să nu poarte kilogramele de nuci în spate, el este ajutat de vecinul său care îi aduce marfa pe loc. 5 păhăruțe de nuci, cu coarje ele sunt destul de grele. Și nu e posibil singur să le aduc în coașe. De-aia le pun pe motocicletă, îl pun și pe dânsul și automat îl aduc în coașe. În așa mod el își face banul lui, în primul rând. Într-a doilea rând el cheltuie cum dorește, cu ce anume ar vrea să-și cumpere, își cumpăr, nu depinde de părinți. Oamenii compătimesc soarta vânzătorilor și spun că le cumpără nucile mai mult din milă. O женщина сидит рядом, у нее дочка инвалид, который нуждается во всем. Это говорит о том, что эта нищета нас привела на улицу. Это не очень-то хорошо. Если бы это было организовано как-то, и люди как-то, видите, в таких условиях она сидит и продает эти орехи, а труд это очень-очень тяжелый. Я персонал am cumpărat, dar vă zic din milă am cumpărat. Când n-ai, când primești 800 lei pensia, mă iertați. Și acei care hotărâri de ea să le primesc, cred că tot ar face așa ceva, dacă ar avea 80 lei pensia. Este их не берут нигде на работу, официально. Это, наверное, их может быть единственный даже выход. Persoanele strâng nucile de-a lungul drumurilor, iar copacii, în cele mai dese cazuri, se află în apropierea liniilor electrice. Pentru că există riscul de electrocutare, administrația Redun în Fenosa a emis un șir de recomandări. Oamenii sunt rugați să se ferească de instalațiile electrice, să nu utilizeze diferite țevi sau bare metalice pentru a scutura nucile și să nu urce pe copaci. Chiar și atingerea liniilor electrice poate cauza un accident grav.